Astăzi, 7 septembrie, au început lucrările de reabilitare a drumului Suru care unește Otaci. La eveniment a fost prezentă și șefa statului Maia Sandu, care a menționat că traseul va fi unul calitativ după toate standardele europene. Oamenii de aici cer de mult reparația drumului și știu că existau niște planuri încă de prin 2016-2017. Putem să discutăm mult despre motivele din care s-a întârziat începerea lucrărilor, dar este bine că în sfârșit începem să lucrăm. Înțeleg că sunt 15 localități care vor beneficia de un drum bun. Noi vă rugăm să avem un drum de calitate, așa cum este drumul pe care mergem de la Chișinău spre Soroca. Mai bine de 10 ani, acest drum cu greu era traversat de către cei peste 80.000 de cetățeni din câteva localități din apropiere. Pe aici circulă unitățile de transport care duc elevii la școală, ambulanțele, dar și camioanele de mare tonaj către Vama Otaci. Șoferii spun că din cauza gropilor se defectau des mașinile. Lucrările de reabilitare a drumului vor fi executate de către două întreprinderi, una turcă și cealaltă din țară, care dau asigurări că în 3 ani de zile drumul cu o lungime de 40 de kilometri va arăta cu totul altfel. Fundațiile, drenajele, sistemele de captare, evacuare a apelor, pe toate sectoarele de drum care vor trece prin localități, vor fi executate accesele cu drumurile laterale, accesele cu drumurile agricole, accesele în curți, posibilitatea de a înscrie pista pentru cicliști, trotuare. Primul sector este preconizat să fie executat în 915 zile, a doilea sector în 730 zile. Valoarea proiectului de reabilitare a traseului Suru care unește Otaci constituie 44 milioane de euro, bani acordați de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.